bine te-am găsit, draga mea urmăritoare! În acest tutorial am să îți prezint practic un trailer al tutorialului ce îl voi posta mâine seara la ora 19 în premieră pe canalul meu de YouTube cu numele Dascălu Ionela Ana. Te invit și pe tine să vizionezi acest tutorial care are aproximativ o oră și în care vei putea vedea foarte amănunțit cum realizezi o construcție de la A la Z. Poți să vezi chiar și în acest moment cum pregătesc unghiuța, cum desprind cuticula, cubitul lacrim, apoi cum o ridic cubitul conico-cilindric, cum o tai cu forfecuța, cum finisez faldurile, cum pregătesc unghia naturală, ce produse aplic pentru o aderență crescută, cum decupez și montez șablonul apoi, cum realizez extensia subțirică, cap la cap cu unghia naturală, cu marginea liberă, cum elimin șablonul după ce am realizat extensia, apoi cum încarc, cum pilesc, prin ce metode, prin două metode, cu freza și cu pila, apoi cum realizez apexul pozitiv, da? Pentru că știm cu toate că avem două tipuri de apex, negativ și pozitiv, și de asemenea știm că dacă le avem pe amândouă într-o manicură, avem o rezistență garantată. Așadar, în acest tutorial vei vedea ce înseamnă apex negativ și ce înseamnă apex pozitiv, din ce produse, cum se realizează, la câți milimetri distanță, care este grosimea fiecăruia și de asemenea cum aplic folie de transfer. Multe fete nu știu cum se aplică folia de transfer sau nu reușesc să o lipească foarte bine de unghiuță. Eu am găsit o metodă care îmi place, bineînțeles am mai multe, dar în acest tutorial o vei vedea doar pe una singură, care am observat în timp că dă rezultate foarte bune. Iată ce frumos arată manicura pregătită pentru a realiza construcție. În acest tutorial folosesc șabloanele EMI, însă mai am și alte șabloane care îmi plac, cum ar fi cele de la Hollywood Perfect Nails, deoarece sunt foarte ok, au doar două aripioare laterale și se este foarte, foarte ușor să le lipești perfect una pe cealaltă, pentru că este foarte important să le lipim perfect, fără niciun milimetru distanță. Iată, folosesc Skin So Sexy Forming Cover de la Noblesse, este un gel forming de un nude natural, îmi place foarte mult acest gel, îl ador. Nu curge, realizez și 5 unghi odată cu el. Se usucă la lampă și are o nuanță foarte, foarte apropiată de culoarea unghiuței, plus că zici că se transformă, își preia culoarea unghiei naturale și formează una și aceeași nuanță. Iată ce curbace proeminentă într-o construcție de unghii pătrate, iată ce subțire este construcția cap la cap cu unghia naturală. Apropo, știe cineva câți milimetri trebuie să aibă unghia naturală atunci când o pregătim pentru o construcție? Lasă-mi un comentariu sub tutorial să vedem câte lume știe câți milimetri sau ce dimensiune trebuie să aibă marginea liberă atunci când pregătim unghiuța pentru a realiza o extensie. Iată, pasul 1 în care pilesc cu freza unghia tehnică, apoi cu pila de carton, finisez forma. De multe ori mi se întâmplă să nu mai fie nevoie de pila de carton pentru mine, pentru că îmi reiese atât de bine forma încât nu este nevoie practic doar pe laterale și pe marginea liberă să folosesc pila. Iată, foarte multe fete aici ori pilesc prea mult din punctul de creștere, da? De unde se unește extensia cu punctul de creștere a unghiuței, ori lasă prea mult acel gel în exterior.
Iată și etapa în care lipesc folia de transfer. Dacă ești curioasă pe ce produs, care e produsul minune prin care reușesc să o lipesc atât de frumos, vizualizează mâine la ora 19 tutorialul pe canalul meu de YouTube cu numele Dascăl Ionela Ana, unde te invit de asemenea să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificată de fiecare dată când postez ceva nou. Pentru că, bineînțeles, tot timpul postez ceva nou. Unghiuțe, unghiuțe, iată rezultatul. Dacă ești curioasă cum am făcut amprenta, de asemenea, te invit să urmărești tutorialul împreună cu mine, mâine seară la ora 19. Pupici, draga mea, multă sănătate! Pupici!